După ce talibanii au ordonat închiderea liceelor pentru fete, ONU le cere acum conducătorilor din Afganistan să le permită fetelor accesul către învățământul liceal. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și-a exprimat îngrijorarea cu privire la decizia conducătorilor talibani de a le interzice fetelor să meargă la liceu. Membrii Consiliului de Securitate au reafirmat dreptul la educație pentru toți afganii, inclusiv pentru fete. Se arată în comunicatul Organizației Națiunilor Unite. Ministerul Educației Taliban anunțase săptămâna trecută că școlile pentru toți elevii, inclusiv pentru fete, se vor deschide în toată țara după luni de restricții de la revenirea talibanilor la putere. Însă elevele s-au întors acasă cu ochii în lacrimi pentru că li s-a ordonat să părăsească instituțiile de învățământ. Părinții au fost furioși și dezamăgiți de schimbarea anunțată în ultimul moment. Anterior, numai elevelor de școală elementară li se permisese să revină la clasă. Școlile secundare sunt deschise pentru fete doar în câteva provincii, în timp ce în majoritatea, inclusiv în capitala Kabul, fetele sunt în cea mai mare parte din timp obligate să stea acasă și sunt private de educație.